Bun, haideți să vedem cum sincronizăm cheia în momentul în care ați schimbat bateria și aceasta nu mai funcționează, nu se mai închid și nu se mai deschid ușile din telecomandă la o cheie Opel Astra G sau Opel Zafira sau Opel Vectra. Introduceți cheia în contact și puneți contactul. Iată. Bun. Apoi, țineți apăsat pe butonul de închidere, centralizată de închidere. Țineți timp de 5-10 secunde până vedeți că se închid ușile. Vedeți, aveți, atenție, să aveți și ușile toate închise. Iată că s-au închis ușile. Scoatem, rostim înapoi și scoatem cheia din contact. Și asta e tot. Haideți să facem și o probă.